Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. E ceață, nu știu dacă ați apucat să aruncați o privire pe geam. E ceață afară. Noi reușim totuși să păstrăm în sufletele noastre soarele, acea căldură sufletească pe care vrem să o împărțim în fiecare dimineață cu dumneavoastră. Și astăzi, așa cum ne-am obișnuit aici la Dale Dimineții, încercăm să găsim oameni care fac lucrurile altfel. Acum, vreau să începem așa cu o poveste. Trăim într-o societate în care am impresia că grila de valori a luat-o cumva cu inversul, ne-am întors cu sus în jos. Spune mereu că politica e în tot și în toate. Am ajuns să ne împărțim parcă în două grupuri, deși noi suntem cei mai mulți, cei care ne guvernează și cei care conduc această țară sunt mai puțini decât noi și noi am reușit cumva să ne rupem în două grupuri, cei de la stat și cei de la privat, dragii mei. Trăim vremuri în care avem impresia că cei care conduc țara, guvernanții noștri, au plecat practic la război împotriva antreprenorilor. Nu o să putem să schimbăm noi lucrurile, suntem prea docili și prea cuminți, dar putem să facem lucrurile altfel. Putem să încercăm să găsim tineri antreprenori care să ne povestească cum reușesc, pentru că e foarte ușor să spunem astăzi plec din țară. Ne apropiem de 1 decembrie. Și o să trăim acea zi cu sufletele la gură, pentru că toate posturile de televiziune, mass media, Facebook, Instagram, TikTok, acolo unde suntem și noi, ne vor dezvălui povești despre români plecați din țară, care trăiesc cu dorul zilelor de acasă. Avem români cu idei, românii care încearcă să facă ceva, să răzbată printre legislația stufoasă și să facă ceva aici, acasă, în România. Astfel de doi oameni am găsit, dragii mei, în județul Hunedoara, nu departe de Deva, aici, la o aruncătură de băți, Las Vegas, cum a spus, vă aduceți aminte, cetățeanul nostru care a fost aici la noi la Dale Dimineții prin intermediul Moșalu Rosic după ce am fost în stradă. Aici, la o aruncătură de băți, am găsit doi tineri, pe Roxy și pe Alin. Bună dimineața! Bună și bine ați venit la mine în sufragerie! Bine te-am găsit! Încerc să fac așa o... să ducem discuția într-o parte prietenoasă, să povestim așa cum am povestit și ieri și alalteri și o să dezvălui în timpul emisiunii și cum i-am cunoscut, dragii mei, că nu i-am cunoscut întâmplător, nimic nu e întâmplător în viață, o să vă spunem cum ne-am cunoscut, dar până acolo vreau să-mi povestiți cine sunteți voi de fapt și o începem așa cu începutul, știți că atunci când mergi undeva te întreabă unde te-ai născut? Roxy, unde te-ai născut? Eu m-am născut aici, la Hunedoara. Am frumoasa vârstă de 30 de ani. Da, și ce aș putea să vă mai spun? Să ne povestești despre tine. Te-ai născut la Hunedoara, asta am înțeles. Da. Și ce școală ai urmat? Păi, ai stat tot timpul în Hunedoara în anii copilăriei și adolescenței, de tu ești hunedoreancă, hunedoreancă, nu ai plecat niciodată din Hunedoara? Nu, sunt hunedoreancă, hunedoreancă, repet, m-am născut la Hunedoara, am urmat școala generală numărul 7 din Hunedoara, am avut o copilărie foarte frumoasă, apoi... am urmat liceul mate-fizică din Hunedoara, apoi am ales să plec mai departe la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Acolo am reușit să gat pe partea de design ambiental. Îmi place foarte mult tot ce înseamnă arta. Și apoi am ales să mă întorc înapoi în Hunedoara,
De ce ai ales să te întorci înapoi în Hunedoara? Din cauza lui Alin. Pentru că l-am cunoscut pe Alin. Între noi e o poveste foarte frumoasă de iubire. Vreau să mi-o povestiți, dar vreau să parcurgem până la povestea de iubire dintre cei doi. Vreau să rămânem la tine și o să mai revenim la tine, să-ți mai treacă emoțiile, știi că dacă încep să povestesc cu Alin, îți mai trec emoțiile și ne povestești mai pendelete și povestea de dragoste. Alin, tu te-ai născut la Hunedoara? Da, eu sunt născut în Hunedoara, crescut în Hunedoara, am făcut și facultatea Hunedoara. Ce facultate ai făcut? Facultatea de inginerie la Hunedoara. Am stat tot timpul în Hunedoara, am fost plecat doar în perioada când era foarte mic, mergeam la bunici, cum erau pe vremea aia, eu sunt un pic mai mare ca și roxii, să zic așa, și era vremurile în care mai plecam pe acasă, pe la bunici, părinții fiind ocupați cu serviciu. Am stat tot timpul în Hunedoara, am fost atașat foarte mult de Hunedoara și sunt în continuare, poate în ultimul timp nu așa de mult, din cauza multor lucruri care se întâmplă în ultima perioadă în România, dar jucând fotbal și la Hunedoara, fiind o atașare foarte mare de echipa de fotbal, vedeți ce se întâmplă și acum cu brandul Corvinu, revenit acasă și așa mai departe, am preferat să nu plec din Hunedoara și din cauza părinților. Am un frate mai mare care este plecat din țară și atunci am preferat să rămân eu alături de mama. Și am încercat să fac lucrurile aici. Am lucrat 16 ani în vânzări, după care am considerat că ar fi cazul să schimb ceva. Poate știi că în vânzări, la un moment dat, intervine oarecum... Chiar știu, uzura psihică. Uzura psihică și stresul foarte mare pe care l-ai din cauza targetelor lunare și așa mai departe, tot ce se întâmplă acolo. Se tăiat o lună, o iei de la capăt, e un lucru foarte, foarte dificil care nu poți să-l duci la nesfârșit. Atunci am preferat să fac ceva pentru mine, pentru noi, să zic așa. Am început cu administrarea unei baze sportive pe care o am și acum în administrare la Hunedoara, plecând din fotbal. Am reușit să fac și o școală de fotbal cu Nea Florică Voietuș, pe care am ținut-o vreo 5 ani de zile, dar din cauza problemelor administrative și a tot ce înseamnă infrastructură, din păcate nu era infrastructură propice ce aveam eu pentru a dezvolta acei copii și am preferat să dăm mai departe acei copii să poată să se dezvolte. Urmând și alte activități pe care am început să le facem până la activitatea care o întreprindem acum, principală, să zic așa, clubul pe care îl administrăm. Ajungem și acolo, nu mergem prea departe, dragii mei, că vreau să o luăm așa... cu bucățica, adică tu, să înțeleg, Roxy, că tu din Timișoara, unde puteai să faci o carieră în design, ai ales să vii la Hunedoara. Bun, iubirea te cheamă, cred, poveștile de dragoste sunt wow, ne uităm și de multe ori spun, viața bate filmul, de foarte multe ori am întâlnit cazuri în care viața bate filmul. Dar totuși, dintr-o altfel de lume, puteai să alegi ca mulți tineri, să rămâi în Timișoara, să faci o carieră, să te urmeze Alin pe tine până la urmă, pentru că fotbal puteai face și la Timișoara și probabil ai fi rămas într-o carieră sportivă. Era ușor pentru tine acolo, să evoluezi. Totuși ați ales să vă întoarceți în Hunedoara, în județul Hunedoara, că pentru o bucată de timp trăiți în Hunedoara, între timp v-ați extins așa și ați venit către reședința de județ, ajungem și acolo. Da. Dar de ce iubești Hunedoara? De ce se spune la Hunedoara e tărâm binecuvântat? Întâlnesc atât de mulți hunedoreni care sunt așa mândri că sunt hunedorean. Și vorbim de cei de acasă, de la Hunedoara, adică din municipiul Hunedoara. Nu știu, pentru că acasă e acasă. Și da, suntem hunedoreni, avem un județ foarte frumos. Avem castelul nostru. Care... În ce an te-ai întors în Hunedoara? În... cred că 2013-2014. Mai târziu. Mai târziu. 2016, cam așa, da. Am ales, da, să mă întorc în Hunedoara, însă eu, în timpul facultății, am urmat și alte cursuri, pentru că, v-am spus, sunt pasionată de artă și atunci am ales să fac o școală de machiaj,
și una de unghii. Iar când am venit în Hunedoara, am ales să-mi deschid un spațiu într-un salon și am lucrat acolo. Am ales să-mi deschid propriul meu business. Mare lucru și insist pe idee. De ce nu ați ales să plecați din țară? Era mult mai ușor. Tu, tocmai, artă, make-up, da, design pentru unghiuță, tu, fotbal, putea foarte ușor să... Vă era... Ai un exemplu deja, l-ai pe fratele tău afară, da, în străinătate, ți-ar fi fost mult mai ușor să pleci din țară. De ce ai ales să rămâi în țară? Nu știu, cred că eu am avut o problemă cu chestia asta. Nu mi-am dorit niciodată să plec din țară. M-am spus până în urmă cu ceva timp, când am început să-mi schimb un pic percepția despre ce înseamnă România. Puteam să plecăm foarte ușor din țară și tata lui Roxy este plecat din țară, da, aveam posibilitatea să plecăm amândoi, dar ceva m-a ținut în țară, nu știu, am încercat să schimb niște lucruri aici. Prin tot ceea ce am făcut de când am ieșit din vânzări, să spun așa, pentru că în vânzări era mai greu să schimb anumite lucruri, am încercat să schimb tot ce înseamnă gândirea unor oameni din jurul meu și cred că se pot face lucruri ok și în România. Există posibilitatea asta până în momentul în care te lovește, exact cum spuneai și tu la începutul emisiunii, de partea politică și acolo se cam schimbă multe lucruri. E perfect adevărat ce ai spus, că suntem două tapere în momentul ăsta în România, tabăra de la privat și tabăra de la stat. Am ajuns parcă să ne batem, așa, mereu, în fiecare zi ne întâlnim și zicem, tu ai mai mulți bani că lucrezi la stat. A, tu ești privat, tu duci o viață bună, da, deci este o luptă, tu nu ai șef. Exact, este o luptă incredibilă care nu înțeleg și nu pot să înțeleg, deci ar trebui să fim o echipă, să spun așa, în care ar trebui să funcționeze lucrurile în comun, lucrurile ok, privatul trăiește din anumite lucruri, partea administrare publică au nevoie de privat pentru că nu pot să autofinanțeze, vedem și la nivel național lucrurile cum se trezesc acum că nu mai există bani pentru anumite lucruri și când ne gândim ce facem, dăm tot în privat că poate reușește să mai scoată de undeva, deși lucrurile sunt incredibil de grele. Chiar făceam o analiză la un moment dat cu un prieten de-a meu foarte bun, cred că sunt vreo 12 sau 13 instituții pe care trebuie, la care trebuie să plătești anumite taxe sau de care depinzi în momentul când ai o activitate. Adică este imposibil tu, un singur om, să poți să funcționezi, să faci lucrurile pentru 13 instituții. Te trezești că vine ANAF, ITM, DSP, DSV, nu știu, ISU, primărie. Deci sunt foarte multe lucruri. Și ei vin pentru că au și ei pe ordinul de servicii. Până la urmă nici ei nu o fac cu răutate. Ei vin și ne spun trebuie să vin, trebuie să fac treaba până la urmă. Nu am o problemă cu chestia asta că vin, dar este vorba că legislația este prea stufoasă și aici, este foarte greu de administrat de un singur om, de un administrator sau doi, să zic așa, ca să poți să ai un business cât de cât ok, trebuie să ai o echipă foarte mare în spate. O echipă să aibă idei, să te țină la curent cu legile. Exact. Pentru că pentru mine, perioada asta foarte scurtă de o lună, o lună jumate, de când m-am hotărât să reiau matinalul, am avut așa un oarecare șoc, să spunem, deși am lipsit doar un an din țară. Mi se pare că guvernanții ne triplează, adică nu știu de ce am senzația că parcă joacă împotriva noastră. Încearcă să te găsească toți simulose. Exact. Nu ești pregătit. Exact. E imposibil, adică să poți să ai un vizit, trebuie să ai un jurist care să stea efectiv, să stea doar să citească legile. Un contabil care să facă exact același lucru. Odată la 2-3 săptămâni mai apare o lege, mai apare ceva. Exact, mai... niște schimbări. Ai făcut un plan de afaceri pe care nu-l poți... Nu poți să-l respecti nicicum, pentru că există schimbări foarte mari într-un timp foarte scurt și este imposibil să te adaptezi la absolut tot ce cer ei. Iar în momentul în care... Eu, din punctul meu de vedere, instituția statului ar trebui să fie o chestie de prevenție, în primul rând. Deci o chestie de prevenție, trebuie să faci asta. Întâi
te înștiințești ce trebuie să faci. În schimb, în România am impresia că este total invers. Este o chestie, mamă, ești în opsai, gata, acum, hai pe tine. Te faultă. Adică nu știu. Cartonaj roșu iese afară. Asta mi se pare incorrect. De asta au și apărut probabil discuția asta atât de multe între privat și stat. Toată lumea privește privatul ca, exact cum spuneai, ăla are, ăla face, dar nimeni nu se pune în spatele celui care stă să plătească taxe, care stă să plătească angajați, care să plătească etc. Și aici vreau să ajung. Mi-a plăcut ceva. Vreau să leg bucățica în care mi-ai spus că am avut niște copii talentați și ai ales să renunți pentru că ți-ai dat seama că nu le poți oferi ceea exact. Ce ei au nevoie pentru a aduce plus valoare lor, familiei, caracterului lor, că până la urmă prin sport așa se formează caracterele exact. Puternice, zic eu, e una din pasiunile care din pasiune faci sport și te formezi ca om și ca în primul rând ca om, exact. Ca și caracter. Și mi-a plăcut partea în care spus, am renunțat că nu puteam să fac suficient pentru acei tineri. De aici și până la a pune capul în pernă ca antreprenor și să te gândești, mâine am zi de salar. Da, este exact aceeași situație pe care o întâlneam la nivel de copii și juniori, la școala de fotbal, exact aceeași situație ai și în momentul în care ai un business, pentru că încerci să oferi cele mai bune lucruri. Toată lumea zice, nu se dau salarii în România, nu se dau salarii în România, nu avem un nivel, nu știu cum, de ridicat, de trai. Asta este o problemă pentru că taxele și tot ce înseamnă birocrația din România te obligă să faci chestia asta. Eu m-aș bucura să dau salarii imense la oameni atât timp cât aș câștiga. Exact cum era și în vânzări, atât timp cât produci, poți să oferi mai departe. În momentul când nu reușești să produci pentru că nu merg business-ul la nivelul care ar trebui să meargă, sunt N cauze, nu are rost să intrăm foarte mult în detalii, că nu vrem să facem o emisiune despre ce înseamnă monedica. Exact așa, acolo la un moment dat te gândești dacă poți să oferi oamenilor ceva calitativ. În momentul în care nu reușesc să, eu cel puțin asta gândesc, dacă nu reușesc să mai fac ceva calitativ, mai bine nu mai fac. Așa am renunțat și la copii. Văzând că nu mai pot să fac și nu pot să-i dezvolt mai mult decât i-am dezvoltat până la nivelul ăla, văzând că nu ai un teren unde să poți să joci, văzând că nu ai o infrastructură ok pentru copiii respectivi, prefer să te retragi și să lași pe alții care poate o fac mai bine decât noi. Asta este o chestie care am avut-o tot timpul și le-am spus-o tuturor. Când simt că nu mai este lucru ok făcut în domeniul respectiv, prefer să nu-l mai fac. Foarte interesant, vom continua povestea. Am trecut de partea legislativă, să spunem așa, și am stabilit cine și de ce nu doarme noaptea. Până una alta, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, domnul Eduard Hinz. Edi, bună dimineața și mulțumim de masă. Vreau să vă spun că uite, Rosi, bună dimineața, și Alin, bună dimineața, dragii mei, suntem în platoul de ale dimineții, toată lumea spune thank you, pentru mâncarea de ieri, rețeta pe care dumneavoastră ați văzut-o a ajuns la noi, la redacție, și noi ne-am înfructat din acea delicatesă, din acel delicatesă. Te rugăm, Edi, te așteptăm cu rețeta următoare. Și, dragii mei, gătiți ceva pentru noi. Convingeți-ne că sunteți bucătari adevărați. Noi gustăm. Și poate reușim, Corina a avut ieri o idee, să facem un concurs să premiem cea mai bună rețetă. Dacă sunt mai mulți doritori, îi așteptăm aici. Pe Edi l-așteptăm oricum să ne mai gătească. Alina a zis că mănâncă orice. Acum, nu chiar orice, că s-ar putea să te trezești cu o tocăniță de pietricele, că cât se sapă undeva, fraților, e mai ușor. Pe Mirce găsim la săpăturile viitoare. Bună dimineața, domnul Enea Vasile. Vă mulțumim, alt hunedorean pe sufletul nostru. Îi mulțumim că e alături de noi. Îmi țin promisiunea. Curând ne vom vedea cu domnul Enea Vasile. Să ne mai apropiem un pic de sărbătorile de iarnă, să fie mai pe sufletul nostru când auzim colinzi. Încă nu se colindă, am înțeles. Mai stăm puțin și o să colindăm, dragii mei, vă promit. Flavius Salastran, un alt prieten de la Hațeg, văd că e alături de noi. Doamna Adriana Furcă ne spune bună dimineața,
O zi binecuvântată cu de marți, cu multă sănătate, poftă bună la cafea tuturor, vă pup cu drag, felicitări, stimă și respect. Și noi vă mulțumim că ne urmăriți, dragii noștri, pentru că pentru asta ne trezim de dimineață și sperăm să ajungem acolo, în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, cu multă voie bună. O să reiau mesajele și o să citesc și în continuare. Foarte mulți îmi spuneți bună dimineața la poza pe care eu o postez înainte de a începe emisiunea. Vă salut cu mult drag și vă aștept aici la Dale Dimineții, pentru că sunt ferm convinsă că fiecare dintre dumneavoastră are în spate o frumoasă poveste de viață care merită să ajungă acolo, printre noi, printre oamenii de pe stradă, pentru că eu vreau să cred că fac parte dintre dumneavoastră. Și fac parte din acel cerc de oameni, adică populația României. Eu vreau să cred că noi suntem toți români, indiferent de unde lucrăm, la stat sau la privat, și să reușim să demonstrăm clasei politice că noi suntem mai mulți. Și poate reușim cumva să fim noi, prin puterea exemplului, un exemplu pentru cei care ne conduc și nu știm niciodată de unde sare iepurele. Poate chiar se hotărăsc să facă ceva și altceva în afară de poze de pe la evenimente. Până nu întâmplător am ajuns la poze la evenimente, că să vedeți că și privații își fac poze la evenimente, dar să vedem de ce își fac poze la evenimente. Și aș vrea, dacă se poate, până Roxy și Alin ne povestesc povestea lor de dragoste, să urmărim câteva poze șutite cumva de pe rețelele de socializare. Roxy, dacă se poate, te rog, așa, Hunedoreni mândri, am ales să dau această poză. E un simbol, castelul de la Hunedoara, nu doar pentru țară, a ajuns, nu doar pentru județul Hunedoara, a ajuns un simbol al țării. Și astăzi e recunoscut internațional. Da. E foarte frumos și frumoasă poza. Mândri că sunteți corviniști, mi se pare corect și normal. Nu se poate altfel. Haideți să ne povestiți. Cei de acasă sunt convinsă că vor să audă o frumoasă poveste de dragoste. Cum v-ați cunoscut de fapt? Cum ai cucerit-o, Alin? Care a fost cheia magică? Cum ai reușit să ajungi la sufletul lui Roxy? Roxy? Nu știu, Alin, poate că Roxy trebuie să zic asta. Da, în primul rând, Alin are un șarm aparte. Și el este un om foarte pozitiv. Și mie mi-a plăcut foarte, foarte mult asta la el. Da, și când își dorește cu adevărat ceva, știe să fie foarte insistent. Cât de insistent sunt, curioasă? În general sunt insistent la fotbal. Reușește de obicei. Mai insistent decât mine? Aproape. Nu cred, da? Nu pot să spun asta, nimeni că ne cunosc atât de bine, dar sunt insistent. Când îmi doresc ceva, chiar fac orice să obțin lucrul respectiv. Ceea ce înseamnă, asta am făcut și în sport tot timpul și probabil și rezultatele care le-am avut și, și cu copiii, dar și cu echipa de mini-fotbal, pentru că avem și o echipă de mini-fotbal pe care tot suntem campion mondial acum la mini-fotbal, să ne lăudăm cu chestia asta. Avem o echipă de mini-fotbal pe care am făcut-o din prieteni și am reușit să avem niște rezultate foarte, foarte bune la nivel național. Din păcate, internațional n-a reușit, tocmai din cauza costurilor care sunt enorm de mari și n-am putut să participăm. Am organizat și două campionate naționale la Hunedoara de mini-fotbal. Deci când ne dorim, se pot face lucruri frumoase și în Hunedoara. Nu putem, nu doar în Cluj sau în Timișoara sau în București, unde sunt bani, așa, să zic așa. Pentru că fotbalul, indiferent, sau orice sport, sau orice activitate, implică și bani. Din fericire, la Hunedoara, acum, la nivel de organizare a competițiilor de mini-fotbal, avem ajutorul și sprijinul total al instituțiilor de acolo și atunci putem să facem. Aceasta chiar este o poză de la campionatul din vară, Superliga României de la Hunedoara. Au fost două competiții la nivel național, una la Hunedoara și una la Iași și avem sprijinul total pentru această activitate. Se vede și la echipa de fotbal, de fapt, că este interes și dorință de a face performanță în Hunedoara. Probabil și asta a fost o chestie pentru mine, când ne întrebai mai devreme de ce am rămas în Hunedoara. Nu știu, avem o chestie noi hunedorenii cu Hunedoara, cu Corvinu, cu o mândria noastră că suntem hunedoreni, care câteodată nu e tocmai ok, dar ne păstrăm, nu știu de ce.
am avut de curând plăcerea și am o stimă deosebită față de edilul șef al Hunedoarei, domnul Dan Bobolțanu, domnul primar, îl salut pe această cale, îl felicit încă o dată. Eu l-am întrebat la matinal săptămâna trecută care e cheia succesului la Hunedoara. Oamenii de lângă el, cum și-a format corect echipa, cum vă motivează? Am zis la Hunedoara, din ce privește fotbalul, o să aveți o problemă să temperați, să temperați entuziasmul, da, pentru că se pare că acolo ceva nu m-am găsit încă, ce e, care e secretul. Ce vă motivează să vă strângeți în jurul acestui om, care eu zic că face parte din categoria un om între oameni? Că mă gândesc că nu ia clădirile cu domnia sa când va... Mă gândesc că tot ce face, face pentru oameni. Adică eu de câte ori l-am întâlnit, auzeam mereu pentru oameni. Și uite că întâlnesc oameni din privat care spun că administrația și oamenii din administrație sunt alături. Mai rar găsim... Da, nu e vorba de la Hunedoara. Să nu înțeleg că doar Hunedoara face chestia asta. La Hunedoara, o simți, domnul primar, o simt mai mult și chestia, da, cu fotbalul și cu tot. Pleacă probabil de la fostele glorii ale Corvinului, fostele rezultate ale Corvinului, chiar dacă noi n-am prins meciurile respective, dar din... vorbă în vorbă, să spun așa, lucrurile au ajuns la noi și a fost o emulație foarte mare și o dorință foarte mare de a renaște această echipă. Indiferent, dacă, exact cum am văzut și în pozele respective, echipa de mini-fotbal asta e MFC Corvinul Hunedoara. Noi am încercat să păstrăm lucrul ăsta, chiar dacă echipa de fotbal nu mai exista, echipa mare de fotbal nu mai exista în Hunedoara, da, peste tot unde mergeam la turnee, că era la Iași, că era la Cluj, că era la București, toată, dar mai există Corvinul, mai există Corvinul și uite, Corvinul există acum. Noi suntem din 2011, echipa a preluat palmaresul, cred că de 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Deci sunt 10 ani de zile în care lumea ne întreba, știi, dar mai există Corvinul, mai există, mai... și uite că a existat și este o dorință foarte mare care câteodată, din pricina acestei ambiții foarte mari, se și întoarce poate împotriva echipei. Am mai văzut câteva chestii, ești pe locul 2 într-o ligă superioară și lumea jură că e 1-0 doar sau chestii de genul ăsta. Se întoarce împotriva jucătorilor și poate o să-ți povestească mai mult, că am înțeles. Așa, nu dăm încă din casă până la finalul emisiunii, o să înțelegi, da, niște lucruri. Ei, și le înțeleg, pentru că redacția de știri, colega mea Petronela Tămaș și Nicole țin legătura cu cei de la echipă, Claudiu Sav, da, el și cu Alex Mic, mereu primim rezultate, imagini și păstrăm legătura foarte strâns și văd în jurnalul de știri, dragii mei, realizările. Mâine o să aflăm mai multe, vă spun mai multe pe finalul emisiunii. Vreau să depășim momentul fotbal. Roxy, tu ești convinsă că te iubește? Eu am impresia că iubește fotbalul mai mult. Iubește! Eu mă întorc la povestea de dragoste, pentru că vreau să aflu cum a ajuns Alin la sufletul Roxanei. Și, cu fotbal, și acum că... văd că și tu, da, iubești fotbalul, da, îmi face Rosi semn, mulțumesc, Rosi. Da, am ales să iubesc și fotbalul, adică pe Alin. Doar pe Alin, iubești și pasiunile, uite, cred că asta e cheia succesului. Da. Da, Alin mă iubește foarte mult și a făcut de-a lungul timpului foarte multe sacrificii pentru mine și sunt convinsă că mă iubește, dar da, iubește fotbalul foarte mult și am ales să-l susțin în tot ce face și l-am susținut mereu în tot ce face și totodată m-am implicat în tot ce face, inclusiv în fotbal, okay, și mi-am dat seama de-a lungul timpului că știu foarte multe lucruri despre fotbal fără să-mi dau seama. Stând lângă cineva care vorbește non-stop despre fotbal, înveți și tu despre fotbal. Acolo, da, chiar era ultima poză, era dintr-un proiect nou care l-avem acum la nivel național cu delegații de mai multe echipe, cu Flamingo Boys. Este un turneu, un proiect național în care sunt implicați mai mulți delegați de la echipe de prin țară, Galați, Iași, Cluj, București, Brașov. Aici chiar aveam o întâlnire cu Alex Borceanu, campion național, campion mondial la mini fotbal. Un băiat extraordinar pe care și salut pe această cale, dacă cumva ne vede. Este un proiect în care ne-am implicat și eu și Roxy, de aia era și ea cu noi acolo. Am zis să implicăm și fetele mai mult, pentru că aveam un prieten foarte bun care are o echipă la Ploiești, Dragoș, și zicea o chestie, să vadă fetele că sunt așa
nebuni în țară, nu suntem singurii care ne cheltuim banii și care, și de-aia am făcut echipa asta, știi, ducem și doamnele cu noi ca să vadă că nu suntem singurii nebuni care weekend de weekend ne ducem la fotbal, ne cheltuim banii și concediile le facem tot la fotbal, că am avut câteva experiențe de genul ăsta, Roxy, în care am făcut concediu în Italia ca să putem merge și la campionatul european de tinere. Inclusiv cu copilul, da. Cu copilul după noi, la un an jumate noi eram pe stadion. Deci o pasiune care deranjează oarecum, să zic așa, între ghilimele, și care trebuie, da, să ai un pic, să iubești maxim persoana de lângă tine, să accepti lucrurile astea. Asta înseamnă să iubești. Corect. Asta înseamnă să dăruiești. Da. Cred. Da. Dar deci eu tot vreau să aflu. Am văzut la un moment dat o siglă care nu mai e, nu mai există teoretic, pentru că tu ai renunțat, da, la afacerea ta. Renunțat, da. Noi ți-am adus-o pe micul ecran doar, da, ca amintire, da, să-ți aduci aminte. Tu ai renunțat efectiv la pasiunile tale, da, la design și la... Și ai trecut cumva în tabăra lui Alin. Da. În primul rând ai pășit spre lumea fotbalului. Dragii mei, afacerea lor nu are nicio legătură cu fotbalul. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Rămâneți alături de noi. Dar vreau să până să ajungem la afacerea voastră, care e diferită, pentru că asta m-a surprins, să încerci să răzbești când poți să faci altceva, ai avea atâtea posibilități să faci altceva, tu te lupți cu timpul liber, adică să, da, faci ceva pentru oameni, să aibă ce face în timpul liber. Dar până acolo nu depăși momentul, eu vreau să știu cum v-ați cunoscut. Nu renunți, eu ți-am spus că sunt mai insistentă, pentru că am un prieten care e, da, bună sunt eu stresul, sunt mai încăpățânată decât par la prima vedere. A, de cunoscut, ne-am vreau cunoscut, să știu cum v-ați cunoscut, eu nu merg mai departe. Ne-am cunoscut în Hunedoara, da, ne-am așa. Cunoscut la Hunedoara. Momentul în sine, vreau să... Noi suntem vecini. Vă știați copilul împreună? Nu. Noi eram vecini. E diferență de vreo 10 ani între noi, era greu să copilărim împreună. Stați să vă explic, eu copilăresc, am copilărit la Sebe și am venit la Orăștie, am locuit 24 de ani în Orăștie, îi salut pe cei din această frumoasă comunitate și nu i-am uitat și în curând o să avem și de acolo oameni aici la noi, la Dele Dimineții, au ceva de spus. Ok, dar am vecini și aici la Deva am acum vecini și nu am legat o relație. Ce a trezit în voi? Cum ați interacționat prima dată? La de unde acea scânteie? Cred că eu am fost poate cercare. Da, cred că eu am fost cercare, am insistat cu chestia asta. Ne-am întâlnit, eram vecini de bloc, nu ne știam. Da, nu ne știam. Momentul ăla, n-am observat eu, probabil. Păi, sigur eram vecin, dar n-am observat eu până atunci. Eu am fost cel care a făcut primii pași, să zic așa. Eu am fost cel insistent. Cam așa au plecat lucrurile. Ai cucerit-o cu un zâmbet, o floare sau o vorbă? Nu, cu... Nu, să nu spui că cu mingea de fotbal. Nu, că nu era cu mingea la mine. Cred că cu, nu știu cum zicea și ea, cred că felul și insistența mea și felul, da, meu de a fi și pozitivitatea mea, să zic așa. Da. Am o chestie în care, indiferent cum sunt lucrurile, încerc să găsesc tot timpul partea pozitivă. Așa e, partea plină. La orice chestie încerc să mă uit în jurul meu să văd că sunt lucruri mult mai rele și să găsesc partea pozitivă. Iar legat de fotbal, gândeam o chestie, la orice problemă pe care o am, încerc să văd lucrurile pe care le... și să-l văd ce reacție a avut Neșu. Un om care a suferit enorm, care a avut alte lucruri și îl vezi că face tot posibilul să treacă peste lucrurile aia și chiar dacă s-a dus poate într-o extremă a credinței, care pentru unii, pentru mine nu am o problemă, are deciziile lui, poate să facă orice în viața lui, dar sunt lucruri, un om care a avut totul, a avut absolut tot și la un moment dat nu mai avea nimic. Și uite că merge mai departe. Și atunci cred că așa poți să te motivezi să mergi mai departe văzând oameni de genul ăsta, pozitivi, care indiferent de probleme pe care le au, cum zicea și el, povestea o fază în care Ogăraru, prietenul cel mai bun, îi povestea că, vezi, doamne, nu mai joacă la Ajax, că nu știu ce, și el, reacția lui a fost, da, dar eu nu mai pot să merg. Deci în momentul ăla cred că orice problemă pe care o ai dispare, din punctul meu de vedere, în momentul când ajungi într-o situație de genul ăsta. Sunt lucruri care noi le considerăm normale și firești și așa, dar la un moment dat putem să le pierdem. Și nu renunță niciodată. Și atunci n-are rost. Deci Alin nu renunță niciodată, merge până în pânzele albe, da, pentru a-și atinge scopul. 100%. Da, dar nu e genul de om care să facă ceva rău ca să-și atingă scopul.
Nu, nici în vânzări n-am făcut asta, deși, cum ziceai, că ai lucrat în vânzări, știi foarte bine că erau genul de linia colegi. Linia dintre iubirea de sine și egoism e foarte subțire. Deci la mine nu a fost nicio. Este loc pe lumea asta pentru toată lumea. Corect. Deci sunt oameni, în, indiferent ce domeniu ai activa, sunt oameni care le place un anumit fel de, de lucru sau la alții le place altceva. Deci tu trebuie doar să-ți găsești nișa ta pe care trebuie să, să-ți dezvolți activitatea. Deși... Spuneai, sunt foarte mulți oameni care nu văd lucrurile așa și care... Am zis, linia e foarte subțire dintre a... Eu, ca o paranteză, zilele acestea am suferit o mare dezamăgire. Mi-am dat seama că prietenia, stima de sine și bunul simț are un preț. Adică, Da, din păcate. Adică să nu reușești să duci mai departe o prietenie pentru că nu ai banii necesari să o cumperi, că are prietenia valoare sau nu financiară, bunul simț și stima față de cel care e lângă tine, că poți să insiști până la un punct și de fapt insistența la un moment dat să ți se întoarcă, mie mi s-a întors împotriva, adică din tot ce vrei să faci bine pentru cineva să se întoarcă împotriva ta, de asta insist, pentru că ideea e, insistența la tine a avut succes, ai cucerit-o pe Roxy, în alte cazuri nu funcționează, pentru că s-a întors împotriva mea și am realizat că prietenia până la urmă ține de... Adică oamenii sunt dulci, buni, cu bun simț, drăguți, atunci când... Au un interes. Au un interes. Da, din păcate... A fost dezamăgirea mea într-un caz. Nu, să nu generalizăm, probabil că o să... Dumnezeu o să aranjeze în așa fel toate situațiile, încât eu o să văd că totul a fost în favoarea mea și cum a ferit de ceva rău, apropo de partea plină a paharului. Și Roxy, pun, ai insistat, de ce n-ai fugit? De ce ai rămas alături de Alin? De ce ai ales să vii către Alin? Să... Sunteți împreună de 11 ani, am înțeles, dacă... 12 imediat. Totuși, 12 ani împreună, la cu bine bune și la greu. Exact, da. Da. Pentru că m-am îndrăgostit foarte tare de el. Și ești îndrăgostită și astăzi? Doamne, da. Deci, da. Știți că se spune că dragostea trece, rămâne iubirea. Într-o poveste. Îndrăgostit, ne îndrăgostim de câte o muză în fiecare zi. Iubirea, după ce trece dragostea, rămâne iubirea și respectul într-un cuplu, într-o prietenie. Tu ai rămas îndrăgostită de 11 ani. Da, și pentru mine Alin e un exemplu, eu îl admir foarte mult, învăț foarte mult de la el, e prietenul meu, povestesc foarte multe cu el și să știi că eu încă am fluturaș așa în stomac. Ce frumos! Da, da, eu chiar îl iubesc enorm de mult și el e totul pentru mine. Nu, plângem la matinal. Ne distrăm la matinal că suntem așa la început de zi și chiar la început de săptămână, că e abia marți, săptămâna abia începe. Ați început-o și acum ajungem la momentul acela în care trecem peste emoțiile. Nu ne-ai povestit totuși cum te-a cucerit. S-a dus o floare? Nu, m-a luat de mână și nu-mi dădea drumul și eu nu înțelegeam ce vrea de la mine. Am luat-o de mână și n-ai mai lăsat-o? Da, nu înțelegeam. Dar tu ești la fel de îndrăgostit ca și Roxy? De iubit, știu că o iubești, am văzut asta din prima zi de când v-am cunoscut. Și o să vă povestesc cum i-am cunoscut. Dar noi avem o relație mai aparte, să zic așa, da, în care chestia asta de comunicare, cred că la noi este mult peste limită, să zic așa, toată lumea este șocată că noi încă după atâta timp stăm și vorbim poate ore în șir și nu avem o problemă, găsim orice alt subiect, de orice subiect din lumea asta găsim și discutăm și cred că asta este și partea frumoasă a lucrurilor în momentul în care ești într-un cuplu, să reușești să păstrezi
deschise lucrurile astea, să poți să povestești orice, să poți să faci orice, să poți să mergi acasă, să ai, să nu mergi acasă, zici, mă, mă duc acasă, iar încep să mă încerc cu... Era chestia, știi, mă duc iară, mă turuie în cap cineva, la noi nu este chestia asta. Păi câteodată abia așteptăm să ajungem acasă, să povestim ce am făcut. Să vă turuiți, povestim ce am făcut în ziua respectivă. Și atunci, probabil, acolo este și secretul, după 12 ani, să fim îndrăgostiți încă unul de altul. Și ajungem la partea... Rosi, dacă îmi faci un semn, te rog, câte minute mai avem ca să știu cum să ne punem. 15 minute mai avem, 15 minute în care să povestim, dragii mei, despre ce fac cei doi tineri de astăzi, de aici, de în platou de ale dimineții. I-am cunoscut, dragii mei, m-au impresionat. Rosi, dacă te rog, avem două poze pe care eu le-am ales. Nu sunt foarte sugestive, tocmai că în una alinie cu spatele. Da. E vorba de un bufet de catering și cealaltă, mai e una. Dragii mei, cei de acasă, eram la o conferință, se pregătea multă lume, nu spunem locația exactă, dar oameni de seamă, oameni de seamă de la nivel internațional, o mare ambasadori, reprezentanți și tot felul de diplomați. Undeva într-o cameră alăturată am văzut un grup de tineri, dragii mei, habar n-aveau cine sunt, nici eu n-aveam habar cine sunt ei. Acolo, teoretic, nu trebuia să impresionez pe nimeni. Lumea nu se uita cum sunt aranjate. În poză apare doar Alin, dar erau o echipă. Am căutat o poză în care să se vadă toată echipa, dar n-am găsit. Tinerii de lângă mine, din acea încăpere, discutau cu foarte mare seriozitate, eu am rămas surprinsă, cum să le așeze să fie la îndemâna oricui, cei care veneau în pauză să fie repede serviți, să aibă acces la toate dulciurile și la toate bunătățile pe care ei le-au adus acolo. Ama, în cazul ăsta, când nu te uiți la reușita evenimentului, pentru că lumea chiar nu era momentul în care puteai să le pui oricum, puteai să le desfaci doar din baxuri și să le pui pe masă, m-a impresionat felul în care discutau și cum aranjau acele lucruri, acele bunătățuri pe masă. De ce? Și așa i-am cunoscut. Atunci i-am întrebat cine sunt. Acolo am văzut respectul lui Alin față de Roxy, pentru că îi cerea părerea. Aveați cu voi și câțiva tineri care... Da, erau din echipa de organizare, să zic așa, care se ocupau de eveniment. Una din activitățile voastre e cateringul. Da, printre altele, da. Este o chestie pe care n-am făcut-o neapărat din dorința noastră de a face, a plecat de la ideea unui fost client de-a meu de la Orange, care este administratorul unui centru, unui hotel în Hunedoara, nu are să-i dăm numele, care m-a rugat la un moment dat să-l ajut pentru o chestie de genul ăsta. Ultima poză care ați văzut-o aia chiar era chiar pe nepregătite, pentru că a venit așa cu o zi înainte, da. Hai te rog frumos ajută-mă că nu am cu cine. Și am mers să facem. Partea de catering noi am luat-o ca o chestie de... În orașele mari se folosește foarte mult pentru tot felul de evenimente. În Hunedoara nu este foarte promovată chestia asta pentru că nu sunt atât de multe evenimente care au nevoie de un catering. Discuția de la catering a plecat de la o firmă din București care se ocupă de evenimentele respective în toată țara, pentru că sunt două evenimente care aveam pozele. Una a fost cea care ne-am și întâlnit, iar cealaltă tot la, cum zice, la... zim că îmi scap acum asta. Una știu unde a fost, la Consiliul Județean. Da, și cealaltă a fost la inspectorat. Așa că nu venea inspectorat, la inspectorat a fost cealaltă. Tot așa, cu un ministru care a venit în zona, a avut ceva acțiune. Acea idee a plecat, m-am zis, doar extra la ceea ce facem noi. Nu a fost o chestie... Dar de ce dai... Acolo nimeni nu se uită. Mie mi s-a părut interesant
felul în care voi ați reacționat. Așa ne-am și cunoscut, pentru că altfel probabil n-am fi interacționat niciodată, n-aș fi aflat niciodată de fapt cine sunteți și nu ar fi avut loc această emisiune. De ce atâta seriozitate în ceea ce, în ceva ce vorba ta? E complementar, e pe grabă, e... De ce pui suflet în... Pentru că așa am pus în tot ceea ce am făcut. Noi, da. De la vânzări și până la ultimul lucru pe care îl facem acum, asta încercăm să facem. Pentru că dacă nu te implici, asta am văzut de-a lungul timpului, dacă nu te implici 100% într-un lucru, corect, nu are cum să-ți iasă. Da. E imposibil să iasă un lucru dacă tu îl tratezi cu indiferență sau hai că merge și așa. Corect. Nu prea poți să faci lucrurile astea. Era un lucru care poate nu era important pentru alți oameni, însă dar pentru noi era, pentru noi era, da, să fie ok. Să faci un design, să arate bine. Credeți că voi, vă credeți voi că oamenii aia când au ieșit de acolo din, au mai văzut aranjamentele făcute de voi? Nu, ne plac. A văzut cineva care mă contează. Uite, de aia și suntem aici acum. Da, dacă nu făceam lucrurile, probabil nu eram acum aici la corect, tine la emisiune, da, și nu făceam lucrurile astea. Niciodată nu le fac cu gândul de a vedea cineva, da, lucrurile. Da, nu, nu, chiar nu ne-am gândit. Da, vin automat. Vin automat, nu le fac, mamă, vine cineva să vadă că e sticla aia pusă drept. Nu, nu știu. Pur și simplu, așa ne place nouă să facem lucrurile. Aici, da, Roxy e cea care e mult mai atentă la detalii, la detalii, da. Și dacă vrei pe cineva să te terorizeze cu detaliile, te rog, te împrumut pe Roxy. E designer totuși, deci, la bază. Efectiv, fiecare defect îl vede, fiecare chestie. Eu nu le văd foarte bine lucrurile astea, dar probabil le vede Roxy și atunci le... Și vă completați. Completați. Noi facem o echipă foarte bună, la modul sincer, cu toate că na, ne mai ciudănim, că așa e la lucru, dar din mâna noastră chiar este ceva frumos. Deci noi facem o echipă foarte bună. Sincer. Sincer v-am văzut. Am rămas impresionată și da, impresionată și așa cum a spus Alin, da, cineva vede, așa cum eu am văzut, probabil văd și alții și uite că ajungem din nou de unde am plecat, nimic nu este întâmplător. Și nimic nu este întâmplător pentru că urmăresc ca mulți alții, ajungem, Rosi, să pregătești pe un, să-l putem pe ecran, să nu greșim. Așa ca mulți alții, urmărim pagina voastră de la Reno, dragii mei. E momentul să dezvăluim. Cei doi tineri antreprenori care sunt alături de mine sunt oamenii din spatele evenimentelor de la Reno, dragii mei. Nu știu dacă spun corect, nu cred că e singurul, chiar singurul club de noapte din județ, cred că mai sunt vreo două, trei, da, dar mai cu sunt alt stil de muzică, de muzică, să spunem, da, așa. Cu toții urmărim pe rețelele de socializare lunea, după masa, marțea dimineața, am văzut eu, postați pozele de la evenimentele pe care le organizați sâmbătă seara. Da. Ce nu înțeleg eu de la fotbal, de la o viață sănătoasă, de la design, de la catering, de la felul vostru de a fi și a putea trăi într-o societate, pe o scară socială, să spunem așa, mai lejeră. Adică v-ați fi găsit un loc de muncă, da, mai călduț, așa, la stat, cum spunem. Corect, ăștia, da, din privat. De ce ați ales să vă zbateți, să deschideți o afacere care a suferit, așa, ați fost 2 ani de pandemie, numărul de persoane, controle, viață de noapte, tineri care... substanțe interzise, bătăi, cu toții avem o impresie despre viața de noapte că e ciudată, dar toți o trăim, da, și asta e interesant, cu toții ne-o dorim. Da. Cum ați gândit voi să veniți undeva, nici măcar în Hunedoara, la voi acasă, să deschideți
ceva pentru distracția oamenilor, a tuturor din județ, pentru că la Reno vin oameni din tot județul. Da, așa. Este tot așa, am plecat de la o întâlnire cu cineva în care am luat hotărârea de a ne implica la Reno. Roxy funcționează mai mult seara decât ziua, așa că zis, e o chestie mai ok. Pentru... Acum da. E mai somnoroasă. Da, dimineața nu prea funcționează, e ok, dar seara e ok. Ai vă idei. Da, să ai vă idei, ok, să ai vă tot. Și am zis că ar fi oportun o chestie. E păcat și frustrant să zic așa că într-un oraș ca Deva să nu ai o activitate de distracție, să spun așa, pentru că toată lumea lucrurile au luat-o puțin într-o direcție total greșită din punctul meu de vedere. Și noi la Reno încercăm să avem grijă de lucrurile astea care toată lumea le spune că nu sunt ok. Toată lumea merge să se distreze, toată lumea merge să-și petreacă timpul liber, să socializeze, corect, să facă lucruri de genul ăsta. Din păcate, exact cum povesteam și la început, partea din conducere, să zic așa, din țară, să zic, nu vorbim de local, vorbim de la nivel național. Prietenii noștri guvernanții au luat-o într-o direcție total greșită cu consumul de stupefiante. Da. Ne-am dus într-o extremă total greșită din punctul meu de vedere. Substanțele interzise se pot consuma și pe stadion, și pe stradă, și la terasă, și în casă, la om. Cred că și ei ăsta că se bucă, pot consuma peste oriunde. Tot. Nu în club. Clubul nu înseamnă consumul de substanțe interzise. Da, plus că noi nu încurajăm deloc acest lucru și din contră încercăm să stopăm cât mai mult posibil lucrul ăsta. Activitățile voastre de zi cu zi, viața sportivă pe care ai dus-o și o duci în continuare, legătura pe care, 5 minute, Rosi, legătura pe care o ții cu viața sportivă, e clar că tu nu vei duce niciodată în derizoriu această afacere. Nu, chiar am avut de foarte multe ori întâlniri cu oameni din acest domeniu și am încercat să facem tot felul de campanii, niște lucruri ok care să limiteze foarte mult acest consum. Este un lucru pe care toată lumea îl știe. Este frustrant că se știu locurile unde se consumă, oriunde în țara asta. Deci dacă mergem în Timișoara, sigur o să spună cineva unde este locul unde se consumă. Dacă te duci în Brașov, o să spună. Dacă te duci în orice localitate din țara asta, se știe lucrul ăsta. Clubul înseamnă altceva din punctul nostru de vedere. Da. De-aia și încercăm seara de seară în fiecare sâmbătă să dezvoltăm lucrul ăsta, să creăm. Spunea cineva să vindem emoție. Da, club, să creați evenimente. Mai vreau, te rog, odată, Rosi, afișele de la evenimentele care au fost, dragii mei, care s-au desfășurat la Reno. Am văzut că păstrați o tematică. Da. Roxy, probabil Roxy tu ești cea care creeze această tematică. Pe ce te bazezi? Noi avem un designer, un grafician, care se ocupă de afișele noastre. Dar ideea ți aparține. Presupun că tu îi spui lui... Corect. Vreau facem un weekendul ăsta. Și te rog, dăm și filmulețele și pozele din interior, cu și fără clienți. Vreau să povestim foarte frumos. La lumina zilei arată superb, ceea ce nu se vede, nu se vede în filmările din timpul partiurilor. Da. Foarte frumos, felicitări. Cum creezi evenimentele, vreau să știu? Cum îți vin ideile? De unde te inspiri? Păi, și așa se distrează lumea la Reno. Da. Nu dăm cu muzică pentru că nu vrem să fim opriți. Rețelele de socializare ne taxează dacă identifică. Dar lumea se distrează și tot ce noi vă arătăm poate fi văzut pe pagina de Facebook clubului Reno. Plasoanele mi-ntorc de ele. Da. Sper să venim curând la voi.
Noi oricum o să păstrăm legătura, pentru că, dragii mei, eu o să, în fiecare joi și vineri, rămâneți alături de noi, că o să venim cu evenimentele, să vă spunem ce evenimente creează Roxy și o lăsăm să ne povestească, promit. Da. De unde îți vine ideea? Păi, în primul rând, eu încerc să fiu cât mai aproape de publicul nostru, încerc să văd ce le place, încerc să caut câte o tematică diferită în fiecare weekend, încerc să mă consult cu ceilalți. Da, cam așa îmi vin mie ideile. Și acum depinde foarte mult și de perioada, de timp, da, în care exact. Ești, adică nu, delegi de perioadele care sunt Halloween, toamnă, Crăciun. Tot felul de Crăciun, tot felul de activități de genul ăsta și atunci încerci să faci decât petrecerile tematice. Sunt multe lucruri pe care încerci să le faci pentru oameni, pentru că aia ziceam și mai devreme, este frustrant ca un oraș ca Deva cu tineri, pentru că mai sunt încă tineri în Deva, să nu aibă loc unde să se distreze. Sunt importante. Dar și noi vrem să ne distrăm, ești de la 40 plus. Dar tineri suntem tot timpul, n-am timp, este da, tineri. Corect. Eu nu mă consider, eu sunt mai tânăr ca și Roxy, de să ne înțelegem. Plus că la noi în club e o atmosferă foarte frumoasă, prietenoasă, zic eu, în ideea în care noi la Reno am creat o echipă foarte frumoasă acolo și suntem așa, e o atmosferă așa ca într-o familie și cred că energia asta noastră se simte acolo, cel puțin na, noi ne dăm tot interesul, sper că și oamenii să simtă același lucru. Avem două poze Roxy pe care vreau să le afișăm după aceste imagini din plin party, pentru că vreau să ieșim așa, mulțumesc. Marca înregistrată, dragii mei, ce să zic, se vede că participați, dați seriozitate afacerii mulțumesc. Voastre, sunteți acolo, v-am regăsit mereu acolo. Când am căutat, așa știam, am dat din lăbuțe și am căutat, v-am găsit printre invitații voștri. Da, pentru că eu personal am impresia, dragii mei, că acești oameni își tratează afacerea ca pe propria lor casă. Pe mine asta m-a impresionat. Cei care le trec pragul, toți facem asta pentru bani. Acolo sunt salariați, există o echipă, trebuie plătit curent, toți avem utilități de plată, dar mie, sunt atâția antreprenori care fac asta până la urmă, care e diferența între cei doi invitații ai mei și ceilalți pe care eu i-am cunoscut până acum și probabil o să mai cunosc și alții? Deschideți ușile acelui club pentru prietenii voștri. Chiar și cei pe care nu-i cunoașteți devin prietenii voștri în momentul în care vă calcă casa. Aia încercăm fiecare seară, încercăm să fie un loc safe, pentru că toată lumea înțelege clubul cu bătaie. Ca și fapt divers, pentru noi securitatea este cel mai scump lucru din clubul respectiv. Deci investim foarte mult în partea asta pentru a putea un copil de, nu știu, 17-18 ani, un grup de fete de 5 fete să poată să vină liniștite, să știe că nu absolut să nimeni se simtă să se simtă în siguranță. Este un lucru foarte important pentru noi, siguranța celor care vin acolo. Noi avem de 2 ani de zile imediat, acum după pandemie, să zic așa, deschis clubul, nu am avut niciun incident în club. Un lucru foarte important pentru noi și la care ținem foarte mult. De aia și echipa din spatele acestui rezultat, să zic așa, este foarte profi din punctul meu de vedere și merită toate aprecierile, pentru că își fac lucrurile super ok din punctul ăsta de vedere. Și nu în ultimul rând, eu vreau să îi mulțumesc pe această cale domnului Marcel că a avut încredere în noi. Pentru... Salutăm pe Marcel. Da, pentru că noi doar de 2 ani ne administrăm clubul Reno și tot ce este acolo se datorează dânsului, însă da. Da, Marcel are o viziune de viitor, noi știm asta, cu mulți ani în urmă și el a gândit și a plecat la un drum așa ca voi, îl cunosc pe Marcel, nu știu dacă se va uita vreodată la această emisiune, dar nu se știe și poate vii alături de mine la Dale Dimineții și ne povestești, uite, o poveste frumoasă de viață cu încercări grele de viață la Marcel. Îl salutăm și îi dorim multă sănătate.
Dragii mei, ați primit și un mesaj, mai multe mesaje, unul îi dau citire. Felicitări Alin Modârcă și Roxana Cristina, îmbrățișări și văd aici și inimioare și așa. Mulțumim! Eu vreau să trag o concluzie, pentru că ne apropiem de final. Un om care la un moment dat în viață a spus așa, Alin Modârcă, la el mă refer dacă cumva ați pierdut începutul emisiunii, acești tineri merită mai mult, eu nu pot să le ofer. Și astăzi acești tineri sunt așteptați la el în casă și alături de Roxana deschid ușile pentru aceiași tineri, dragii mei, și sunt ferm convinsă că dacă îi grijește pe teren, îi grijește și într-un mediu de distracție controlat, da, să spunem așa, și să pășească cu încredere. Nu doar tinerii și noi ceilalți ăștia, știți? Mai puțin tineri, mai cu sufletul tineri. Dragii mei, înainte să ne luăm la revedere, eu sunt părinți. Ești mamă. Da. Asta îți dă o responsabilitate. Așa e. Presupun că pe toți cei care îți trec pragul îi vezi ca pe copiii tăi. Sigur, da. Și chiar tot dacă timpul... sunt de 40 de ani plus. Da, și tot timpul am încercat să fiu atentă la tot felul de lucruri, mai ales că noi organizăm și after party ale balurilor și așa mai departe. Și da, încerc să fiu atentă la multe aspecte. Deci, da. Se sunt simte mămica din mine. Sunt foarte importante lucrurile astea pentru că cel mai mult îmi doresc să schimbăm percepția asta. Clubul, da, nu înseamnă bătaie, clubul nu înseamnă substanțe interzise, clubul și... nu înseamnă alte activități, clubul înseamnă distracție, emoție și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut. Corect. Eu de la ideea asta plec. Nu am fost mare fan de club, cred că am fost de 5 ori în viața mea în club, să ne înțelegem, deci nu este un business care să m-am întâlnit toată viața în club. Nu, departe. Tocmai de că ai făcut ăsta, fotbal în aer liber, asta era interesant. Gândul ăsta, dar este foarte important să creezi un lucru frumos pentru oamenii din jurul tău. Că este fotbal, că este distracție, că este, sunt lucruri care avem nevoie de ele, indiferent cum e sportul, distracția, absolut tot fac parte din viața noastră. Da. Aici s-a încheiat, dragii mei, emisiunea. Ca de obicei, nu pot să ies din emisie la timp. Vă mulțumesc pentru tot ce și faceți. Și noi mulțumim. Vă aștept cu drag oricând aici la Dale Dimineții. Sunt convinsă că o să mai aveți multe de spus. Da. Noi o să ne revedem mâine dimineață. Eu o să aduc în casele dumneavoastră, pe telefoane, tot ce acești doi tineri fac. O să ținem legătura să vedem ce evenimente creează Roxy la Clubul Reno. Da. Mâine rămânem tot la Hunedoara și vorbim despre fotbal. Cu cine? Cu Florin Maxim. Mâine dimineață la Dale Dimineții, antrenorul de la Corvinu vine alături de mine aici la Dale Dimineții. Sper să aflăm de ce dragoste pentru fotbal, așa cum am aflat și astăzi, de ce pasiune, dragii mei, de unde iubire, de unde găsești de atâta putere să mergi mai departe. Cu siguranță Florin Maxim ne va dezvălui secretul mâine dimineață. Până atunci, nu uitați, fiți buni, pentru că fiind buni, nu putem decât să primim bunătate. Și până mâine dimineață, nu uitați, vă iubesc!